Aducem veștile la zi. Dimineți împreună. Diminețile împreună continuă. Este 10 și 30 de minute. Suntem în cea de-a doua oră de emisie și, așa cum v-am promis, vom vorbi despre o temă importantă în viața bisericii noastre locale de Iași. Vorbim despre acele vizite pastorale pe care păstorul diecezei noastre de Iași le face în diferitele comunități din dieceza de Iași în acest an. Sunt 5 ani care vor fi cu aceste vizite. E un moment important pentru comunitățile noastre să întâlnească pe păstorul diecezei, dar și din partea păstorului. Cred că este un moment important și îl am alături de mine tocmai pe preasfințitul Iosif Pauleț, episcopul diecezei noastre de Iași, cu care doresc să vorbesc tocmai despre această vizită pastorală sau despre acest proiect al vizitelor pastorale care se fac în dieceza noastră de Iași, dar profit că îl avem alături de noi și vom vorbi și despre începutul timpului special pe care îl avem în viața Bisericii Adventul. Lăudați să fie Iisus Hristos, bun revenit preasfințite în studioul RCIS FM. În vecii vecilor, amin, bun găsit și salut cu drag pe toți cei care ne urmăresc și la radio și la televizor, să fie un timp binecuvântat cu folos real pentru sufletele noastre. Știm că în weekendul trecut ați făcut ultima vizită pastorală, dar de anul acesta, pentru că sunt 5 ani dedicați acestor vizite pastorale. Ați fost în parohia Sfinții Apostol Petru și Paul din Traian, județul Neamț, în această comunitate frumoasă, păstorită de Părintele Eduard Patrașcu. Ieri ați celebra Sfânta Liturghie de Încheiere, am amintit despre acest lucru, dar haideți să vedem la început care e motivația pentru astfel de vizite pe care le faceți. Și amintesc în paranteză că am participat și eu la câteva dintre acestea împreună cu preasfinția voastră și am văzut așa cum se petrec aceste vizite. Haideți să vedem care este motivația. Da, vizita pastorală a episcopului într-o dieceză face parte din obligațiile sale prevăzute și în dreptul canonic bisericesc, dar eu mă străduiesc ca aceste vizite să nu fie doar din motiv de obligație, ci mă străduiesc din răsputeri să fie pornite dintr-o inimă de păstor, din iubire pastorală față de cei care mi-au fost încredințat grijii pastorale, respectiv dieceza de Iași. Dorința mea este ca să îi întâlnesc, cum se spune, la ei acasă, pe păstorii parohiilor din dieceza de Iași și pe credincioșii pe care aceștia îi păstoresc, reprezentându-mă pe mine ca episcop în parohia care le-a fost încredințată acestor păstori, adică preoților paroși și acolo unde parohiile sunt mai mari și părinților vicari, adică celor care îi ajută pe părinții paroși în desfășurarea activității pastorale. Este o vizită la ei acasă, cum se spune, pentru a vedea în teren exact la fața locului cum se prezintă fiecare parohie, care sunt problemele cu care se frământă, așa cum probabil știți majoritate din cei care mă ascultați. Eu am trimis o scrisoare în prealabil, o scrisoare de anunțare a vizitei pastorale, asta în iunie 2022, în care am precizat în detaliu ce înseamnă vizita pastorală, care este scopul ei, cum trebuie pregătită o vizită pastorală, cum trebuie să se implice în primul rând păstorii, adică parohii, respectiv vicarii, în pregătirea acestei vizite, cât durează vizita. O încep vineri seara cu liturghia de seară și sâmbătă toată ziua, duminică până la amiază, încheiindu-se cu liturghia pontificală
de la liturgia comunității, liturgia parohială. Dacă vorbim tocmai despre program, că ați amintit un pic, care sunt momentele așa principale ale vizitei pastorale pe care le-ați urmărit cam în toate comunitățile pe care le-ați vizitat? Da, obligatoriu vizita pastorală trebuie să cuprindă celebrarea Sfintei Liturghii, pentru că este momentul cel mai important în întâlnirea pe care episcopul o are cu o comunitate. Împreună, în jurul mesei Sfântului Altar, să participe la Sfânta Liturghie și de acolo să tragă foloasele spirituale de care au nevoie fiecare în drumul lor, în trăirea credinței lor. Deci Sfânta Liturghie, apoi întâlnirea cu paruhul locului și cu preoții care îl ajută în parohiile mai mari, întâlnirea cu Consiliul Parohial Pastoral și cu Consiliul Economic, întâlnirea cu asociațiile care sunt în parohia respectivă, de exemplu Caritasul sau Colpingul sau atâtea alte grupurile de rugăciune și alte activități caritative care se fac în multe din parohiile noastre. Apoi, în cadrul vizitei pastorale, intră și vizita pe care o fac la câțiva bolnavi. Sunt parohii unde sunt 80-90 de bolnavi, mi-ar fi imposibil să merg la toți, dar eu i-am rugat și îi rog pe părinții parohi să aleagă 2, 3, 4 dintre acești bolnavi pentru a-i vizita și a simți că episcopul este aproape și de cei care nu pot veni fizic la biserică. La fel, în cadrul vizitei pastorale, în toate vizitele pastorale, am vizitat și cimitirul și acolo m-am rugat cu părintele Paru, cu o parte din credincioși, știind ora la care mergeam la cimitir în programul stabilit, împreună ne-am rugat și pentru cei răposați, pentru paruhii și preoții care au activat de-a lungul anilor în parohia respectivă și pentru toți răposații parohiei respectivă. De asemenea, i-am îndemnat și îndemn pe părinții paroși și vicari, pregătind așa cum se cuvine vizita pastorală, să-L implorăm toți pe Duhul Sfânt, pentru că El este Cel care face ca biserica să fie vie peste veacuri, El este acela care actualizează învățătura lui Hristos de-a lungul timpurilor și îl invocăm în rugăciune și pentru reușita vizitei pastorale, la fel mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, care este invocată ca mamă a bisericii. Până acum eu i-am găsit pregătiți pe credincioși. Un program foarte intens cu astfel de momente. Știu că nu este ușor, dar am văzut bucuria cu care i-ați întâmpinat și i-ați întâlnit pe credincioși, pe păstori. Și dacă vorbim despre experiența deja pe care o aveți după un an de zile, sunt mai multe comunități pe care deja le-ați vizitat. Cum i-ați găsit pe credincioși? Cum i-ați găsit pe păstorii comunităților pe care le-ați vizitat? Ce v-au transmis? Cum trăiesc ei în comunitățile lor? Da, eu m-am bucurat să-i găsesc pregătiți. Se vede că preoții paroși și părinții vicari s-au implicat în pregătirea vizitei pastorale și de aceea îi felicit și pe această cale pentru efortul pe care l-au depus și sper ca și ceilalți să-l facă pentru o bună reușită a vizitei pastorale. A fost de fiecare dată am întâlnit o bucurie deosebită pentru credincioși. Au fost mulți care mi-au spus: Preasfințite, eu v-am văzut la televizor sau v-am ascultat la radio, dar acum vă vedem în carne și oase. Eu am avut ocazii mai multe înainte de a începe vizitele pastorale ca să fiu prezent într-o comunitate sau alta, cu ocazia mirului, cu ocazia unui hram, cu ocazia unui eveniment deosebit, dar acum, stând câteva zile în comunitatea respectivă, credincioșii se bucură și încerc să fac tot posibilul pentru a lua contact, legătură cu cât mai mulți dintre ei.
în primul rând cu părintele paroh, părintele sau părinții vicari, cu cei din care sunt mai apropiați de preot și care constituie, pot spune așa, senatul parohiei respective. Sunt membrii Consiliului Pastoral, cel mai important, cei mai importanți dintr-o comunitate, fiind alături de părintele paroh pentru buna desfășurare a vieții creștine în parohia, în parohia respectivă. La fel, membrii Consiliului Economic și celelalte asociații, așa cum am spus puțin mai înainte. Este o experiență frumoasă pe care am făcut-o până acum în vizitele pastorale și consider că vizita pastorală este foarte utilă și pentru episcop, dar și pentru comunitatea pe care el o vizitează, pentru ca episcopul să-i consolideze în credință, să-i încurajeze, să-i mângâie pe cei care trec prin încercări, greutăți și așa mai departe. Am constatat de asemenea multe inițiative parohiale, pastorale, cu grupuri de rugăciune, grupuri de rugăciune care permanent se roagă pentru preoți, pentru chemări la Sfânta Preoție și viața consacrată, pentru bunul mers al bisericii, pentru copii și tineri și așa mai departe. Este un lucru îmbucurător, frumos și lăudabil. Puteți să faceți deja o retrospectivă a anului acestuia, vizitele pe care le-ați realizat deja și cred că ați întâlnit și probleme, preocupări, poate așteptări din partea credincioșilor, a păstorilor, dacă puteți să ne împărtășiți unele dintre acestea, poate unele v-au rămas chiar la inimă și puteți să le împărtășiți și telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Da, am întâlnit multe probleme, mai ales probleme legate de familie. Familia, așa cum știm, ocupă un loc primordial în preocuparea bisericii și a societății umane, pentru că de felul cum sunt familiile într-o societate, eu am spus-o mereu și o spun și acum, depinde înflorirea sau decadența acelei comunități. Așa că dacă familiile sunt sănătoase din punct de vedere moral, mai ales, nu numai fizic, omul pentru sănătate fizică se zbate, face orice, e în stare să vândă tot ce are în casă, numai să-și redobândească sănătatea atunci când a pierdut-o. Dar mai importantă este sănătatea morală, spirituală a familiei. Și știm că astăzi familia trece printr-o criză extraordinară și noi nu putem rămâne indiferenți ca biserică în fața acestor provocări, acestor probleme legate de viața de familie și ne străduim din răsputeri să apărăm valorile creștine în familiile noastre. Și spun că multe probleme au fost legate de viața de familie și încercam cu părintele paroh, cu cei din Consiliul Pastoral să găsim modalități de a veni în ajutor familiilor care trec prin momente de criză. Sigur, au fost și probleme spirituale pe care le-am întâlnit în cadrul spovezilor, pentru că în vizitele pastorale rezerv un timp și pentru ascultarea spovezilor. La fel, suferințele oamenilor vizitând bolnavii, reprezentativ câțiva doar, așa cum am zis, dar îmi dau seama de suferințele care lovesc viața omului și la fel spun, noi nu putem rămâne indiferenți în fața acestor suferințe spirituale sau trupești. Facem ce ne stă în putință și îndemn întotdeauna când mă întâlnesc cu grupurile care sunt mai apropiate de părintele paroh, de părinții vicari, să dezvolte tot mai mult spiritul caritativ, apropierea față de cei nevoiași din punct de vedere spiritual, dar și material, fizic. O altă problemă cu care m-am întâlnit și mai în fiecare comunitate,
problema celor care sunt plecați de peste hotare. Familiile sau comunitățile noastre se tot împuținează din acest punct de vedere, îmbătrânesc, pentru că familiile tinere sunt în general cele care pleacă, de multe ori o dramă adevărată pentru copiii rămași acasă în grija altor rude, bunici sau rude apropiate, și lucrul acesta se vede în creșterea și evoluția, dezvoltarea lor. Și spuneam și îndemnam pe cei din Consiliu Pastoral, ca și pe Părintele Paru, să aibă o grijă deosebită pentru acești copii care sunt în grija altora decât în grija celor în care ar trebui să fie. Pentru că căldura, iubirea de tată și de mamă nu poate înlocui nimeni, sau foarte greu se poate înlocui. Sunt multe provocări. O mulțime de probleme, sigur că da. Eu am dorit să profit de prezența preasfinției voastre în ediția de astăzi a emisiunii Dimineți Împreună și pe lângă această temă a vizitelor pastorale, despre care, iată, am aflat multe din ceea ce ați trăit, să vorbim un pic și despre timpul specific pe care l-am început, timpul Adventului, și aș vrea să ne împărtășiți ce reprezintă pentru preasfinția voastră acest timp sfânt al Adventului, și făcând și o referință la momentele din, nu știu, copilărie, din tinerețe pe care le-ați trăit, și văzând un pic cum trăim noi astăzi timpul Adventului. Da, eu am primit de la Părintele Eduard Patraș ultima vizită pastorală pe care am făcut-o acum la Traian, o carte care se numește Il Vangelo di ogni Domenica, cu reflecții asupra Evangheliei după Sfântul Marcu, reflecții făcute de Papa Francisc. Și acolo am găsit un gând frumos pentru început de Advent din partea Sfântului Părinte Papa Francisc, și anume spunea el, și sunt întru totul de acord, că timpul Adventului este un timp de chemare înflăcărată la speranță. Speranța care nu trebuie să lipsească și din viața omului, așa cum știm că ultima care moare în om este speranța. Dar Adventul ne cheamă la o reflecție asupra speranței, știind bine că Dumnezeu nu ne-a părăsit, Dumnezeu este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Că asta înseamnă Crăciunul, la care noi ne pregătim în timpul Adventului. Dumnezeu nu ne părăsește și totdeauna este alături de noi. Uneori poate nu sesizăm prezența și acțiunea lui Dumnezeu în viața noastră, dar El este și rămâne mereu cu omul, care este capodopera creației sale vizibile. Acum, sigur, Adventul este un timp de pregătire, așa spunem totdeauna, pentru Crăciun. Crăciunul, una din cele mai frumoase sărbători creștine, dar în timp ce ne pregătește Biserica pentru Crăciun, care înseamnă nașterea Mântuitorului, venirea vizibilă a lui Dumnezeu pe pământ, la Betleem, într-un grajd sărac, în timp ce ne pregătește pentru a trăi așa cum se cuvine, cu real folos spiritual, această venire a Domnului, Biserica, cred că au sesizat toți, la începutul Adventului, ne trimite cu gândul la a doua venire a lui Iisus vizibil pe pământ, pe norii cerului, ca judecător suprem. Ne pregătește Biserica așadar și pentru această venire, și apoi pentru venirile acelea intermediare, venirile zilnice, în diferite forme. Cum spune Iisus, am fost flământ, am fost însetat, ca să dau un exemplu, bolnav, în închisoare, când ați venit la mine și m-ați ajutat? Atunci când ați făcut aceste lucruri ca acte caritative în viața voastră. În ei se identifică Hristos. Deci timpul Adventului este și un timp de pregătire pentru a-L întâlni pe Hristos în semenii noștri și a trăi caritatea, pentru că este esența Evangheliei lui Hristos. Pentru mine, ca episcop, singur, Adventul reprezintă un timp propice
pentru o împrospătare a vieții de credință, a elanului spiritual în împlinirea misiunii pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu și a încredințat fiecăruia o misiune. Timpul Adventului este un timp de reflecție pentru această împrospătare, pentru această consolidare în credința, speranța și iubirea creștină. Și în acest timp, am amintit deja la începutul emisiunii, veți face și catehezele obișnuite pe care deja le faceți din ultimii ani. A devenit deja o tradiție ca în timpul Adventului și în timpul Postului Mare să faceți catehezele obișnuite pe care le transmitem prin RCS FM și Angelus TV. Anul acesta și încheiem dialogul nostru. Ce veți transmite în aceste cateheze? Da, în catehezile pe care de câțiva ani le fac în Advent și în timpul Postului Mare, mă leg întotdeauna de tema anului pastoral. Anul pastoral care anul acesta ca temă Biserica, Familia lui Dumnezeu. Și ați văzut, cred că cei mai mulți în bisericile noastre, părinții parohi au avut grijă să pună în față și logo-ul acestui an pastoral foarte semnificativ. Nu intru acum să-l descriu pentru că l-ați descris, l-ați prezentat în cadrul emisiunilor aici la Radio RCS FM. Dar vreau să spun că tema de anul acesta, în catehezele pe care le voi prezenta și eu și îndemn și pe toți preoții din dieceză să o facă, este Biserica, Familia lui Dumnezeu. Este foarte important pentru noi să știm ca biserică faptul că formăm o familie. Familia celor care cred în Dumnezeu, familia copiilor lui Dumnezeu. Și așa cum într-o familie toți sunt chemați să fie uniți, să se iubească, să se ajute, să se încurajeze, același lucru trebuie să-l facem pe plan mai larg, ca biserică, în societate, în lumea în care trăim noi astăzi. Este o temă foarte importantă și mereu actuală, aceasta legată de familie. Și să înțelegem, eu subliniez și în vizitele pastorale, importanța bisericii și cum trebuie să înțeleagă credincioșii biserica. Că de cele mai multe ori când vorbim de biserică ne gândim la construcția, biserica să fie frumoasă, împodobită, cât mai arătoasă și nu e lucru rău și încurajez chiar pe credincioși să facă eforturi pentru ca edificiul, biserica, să se prezinte cât mai frumos, cât mai curat și cât mai frumos împodobită. Dar le sublinez la fiecare vizită pastorală când vorbesc cu toată lumea, că îi rețin după una din Sfintele Liturghii, să înțeleagă, biserica este formată din oameni. Noi, cei care suntem botezați, facem parte din Biserica lui Hristos și constituim biserica vie. Și trebuie să avem grijă foarte mare, așa cum avem grijă ca biserica materială să fie frumoasă și biserica cea vie, adică noi oamenii să ne prezentăm cât mai bine, să ne iubim ca frații, să ne ajutăm și să simțim că avem același tată pe Dumnezeu. Poate fi tocmai îndemnul pe care îl oferiți, nu, ascultătorilor și telespectatorilor noștri la finalul dialogului nostru. Preasfințite, vă mulțumesc mult pentru aceste clipe pe care ni le-ați oferit. Știm că programul este destul de încărcat, iar astfel de momente sunt atât de importante pentru noi. Este radioul diecezei pe care îl îndrăgiți și îl susțineți așa de mult și ne bucurăm pentru acest lucru. Vă mulțumim. Mulțumim și pentru aceste clipe și sperăm ca acest timp al Adventului, într-adevăr, să ne ajute să fim mai deschiși, inima noastră să-L primească pe Cel care vine la noi, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos și, bineînțeles, mult succes și pe mai departe în vizitele pastorale pe care le veți face și anul următor și următorii 4 ani. Vă mulțumesc și eu pentru posibilitatea de a vorbi la radioul nostru catolic, RCS
Kiss FM, program preluat și de Angelus TV. Îi salut pe tot cu drag și le doresc tuturor un advent rodnic și apoi sărbători frumoase, dar sper să ne mai auzim sigur cu ocazia da. Sfintelor sărbători. Sigur că da. Mulțumim Preasfințitului, a fost până în aceste momente Preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei noastre de Iași. Am vorbit mai multe teme și de actualitate, bineînțeles, din viața bisericii noastre locale, a diecezei de Iași. RCIS FM, mereu împreună cu tine, online rcisfm.ro.